Știți cuvântul Domnului care zice, lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în veac în îndurarea lui, amin. amin. S-a anunțat că Nicolae Mare, cod roșu, temperatură peste 40 de grade și Dumnezeu n-a lăsat să fie așa. Este așa cum este și parcă și în felul acesta Dumnezeu a hotărât să ne spună eu sunt cu voi și sunt pentru voi. În această foarte importantă lucrare, nu doar pentru ei cei doi sărbătoriți, Mihaela și Simon, ci și pentru noi toți deopotrivă, în măsura în care avem urechi de auzit, în măsura în care avem inimă de primit și în măsura în care ne iubim, ne cinstim și ne presuim cu adevărat sufletele. Fiecare om ar trebui să știe că a fost invitat să locuiască pentru o vreme și să trăiască pe pământul acesta, și că într-o zi va fi poftit sau invitat să părăsească planeta aceasta și pământul acesta și viața aceasta, și atunci singurul lucru care va avea cu adevărat importanță va fi sau este relația noastră veșnică cu Creatorul. Nostru și cu Creatorul acestui univers. Când cineva mă întreabă, dar pentru ce trebuie eu să mă pocăiesc? un singur răspuns la întrebarea aceasta foarte importantă, fără Isus suntem pierduți. Și pe pământ, și în veșnicie, amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că și în viață în durarea lui, amin. Și acum să ne ridicăm și să citim Cuvântul Domnului nu numai pentru ei, pentru cei doi minunați, noi și Mihaela și Simon, ci pentru noi toți ceilalți deopotrivă, cei căsătoriți și cei care urmează la vremea hotărâtă să facă și ei pasul acesta foarte important. Cartea de Uteronomul, capitolul 22, versetul cu numărul 8. Este un îndemn și mai mult decât atât, este o poruncă. Și cuvântul Domnului spune așa: Când zidești o casă nouă, să-ți faci un palimar în prejurul acoperișului casei, ca să nu atragi vină de sânge asupra casei tale, dacă se va întâmpla să cadă cineva de pe ea, amin să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Cum s-a spus și mai devreme, prin îndurarea Domnului, prin Harul Domnului, astăzi în poporul Domnului, în Israel, se zidește o casă nouă, mare har, mare dar și mare binecuvântare, copiii noștri și tinerii noștri încă mai au pe inimă bucuria, Doriți arzătoare aventura căsătoriei și mai mare har să-și pună la inimă și să dorească să înceapă aventura aceasta minunată nu oricum și nu de oriunde, ci din prezența Domnului și din casa Domnului. Când zidești o casă nouă, să-ți faci un părimar împrejurul acoperișului. Casele în Orient au acoperișul plat. Și pe acoperișul caselor în Orient se pot depozita anumite lucruri sau se pot săvârși anumite lucrări sau activități. Spre exemplu, cuvântul Domnului ne spune cum fratele nostru Petru într-o zi s-a suit pe acoperișul casei ca să se roage. Pălimarul casei înseamnă. Protecția, o balustradă de jur, împrejurul acoperișului casei, ca să nu fii vinovat și să nu atragi asupra ta o vină de sânge, dacă s-ar întâmpla ca cineva să cadă de pe casă, să se rănească sau să moară. Foarte multe familii în biserici se destramă pentru că nu au pălimarul acesta construit cu băgare de seamă de jur împrejurul acoperișului balustrada aceasta. Familia care se roagă împreună rămâne împreună. Cântă împreună, citește împreună, postește împreună, face milosenie împreună, lucrează împreună pentru Domnul, în casa Domnului, în afară, rămâne împreună familia care nu se roagă împreună, nu cântă împreună, nu citește și cuvântul Domnului împreună și nu lucrează împreună într-un fel sau într-altul, într-un loc sau într-altul pentru Domnul și pentru semeni, nu rămâne împreună. Sunt foarte multe familii în biserici, sunt împreună juridic doar în acte, binecuvântarea Domnului sau intimitatea, dragostea poate lipsește de multă vreme, Căsătoria, cum se spunea și mai devreme, a fost hotărâtă sau instituită de Dumnezeu pentru a-i ajuta pe cei doi ca să ajungă asemeni Lui. Am fost creiați după chipul Lui Dumnezeu. Și căsătoria înseamnă un lucru de onoare și înseamnă mai întâi loialitate, credincioșie și înseamnă și dragoste loialitate și dragoste, dragoste și mai multă loialitate. Pentru ei căsătoria este un domeniu nou, un domeniu necunoscut. Ce au mai văzut pe la părinți, ce au mai văzut pe la alții, rudenii, familii din biserică, asta este cu totul altceva. În al doilea rând este un domeniu pe care Dumnezeu îl dă, este darul lui Dumnezeu pentru ei, și în al treilea rând, este un domeniu pe care Dumnezeu le cere să-l păstreze până la sfârșit, cu multă atenție, gingășie și cu multă băgare de seamă. În Evrei, capitolul al 13, versetul cu numărul 4, zice: Căsătoria să fie ținută și au șech în mare, zice, în toată cinstea, nu merg lucrurile de la sine cum gândesc unii sau alții. Când iarba din curtea vecinului este mai verde și mai bună, mai frumoasă decât la tine, ăsta este semn că este tot timpul atent, îngrijită. Așa și în ceea ce privește căsătoria. În general, părinții, când copiii pleacă de acasă, în darul Binecuvântat al căsătoriei, și gândesc în inima lor, vai, 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 cum s-o descurca ce o să fie cu ei, cum o să ajungă și așa mai departe. Tot în Evrei, capitolul al 13, ale versetul următor cu numărul 5, zice El însuși a zis, nici de cum n-am să te las și cu niciun chip n-am să te părăsesc. Promisiunea aceasta părintească și dumnezeiască însă nu e pentru oricine. Începutul versetului zice, nu fiți iubitori de bani și adaugă, ci mulțumiți-vă cu ce aveți. Și de abia după aceea vine promisiunea promisiunilor și pentru Mihaela, și pentru Simon, și pentru noi toți deopotrivă. Cuvântul Domnului zice, iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor și dragostea de bani este închinare la idol și mai zice pentru cei urechi de auziți că nemulțumitorii nu vor moșeni în lui Dumnezeu. Un punct foarte important pentru împlinirea cum se cuvine a căsătoriei voastre este mulțumirea să fiți și unul și celălalt tot timpul mulțumitor Domnului și să lăudați și să binecuvântați tot timpul numele Domnului cum sună Cuvântul Domnului, și nu în zilpsiunea omului, pentru toate, pentru toate și pentru toate lucrurile. Noi am fost creați, cum să sușim mai devreme, pentru o viață de slujire. N-am fost creați ca să-i controlăm, să-i dominăm, să-i manipulăm sau să-i terorizăm pe cei din jur. Bărbații au fost creați ca să slujească soțiilor lor, soțiile să slujească bărbaților lor și așa mai departe. Măresia unui om vine din actul slujirii. Fi slujitorul tuturor în asta rezidă adevărata putere și când vorbește despre această cea mai înaltă cinse, onoare și demnitate sau autoritate, slujirea, Cuvântul Domnului are în vedere relația noastră, cum obișnuim să spunem, pe verticală cu Dumnezeu și relația pe orizontală cu cei din jur. În psalmul cu numărul 100, spre exemplu, zice, slujiți Domnului cu bucurie. Și în epistola către Galateni, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, zice, slujiți-vă unii altora în dragoste. Cine dă lui își dă și cine face, lui își face. Cei mai fericiți oameni sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu și cei mai împliniți oameni sunt oamenii care trăiesc întâi și întâi de toate pentru fericirea și împlinirea sau binecuvântarea celorlalți. Cei mai nefericiți sunt oamenii care ascultă cel mai puțin de Dumnezeu și cei mai neîmpliniți, cei mai frustrați, sunt cei care trăiesc în chip egoist și mischin. Mereu și mereu, eu, mie și ale mele, eu, mie și ale mele. Domnul Isus ne este Dumnezeu și Mântuitor și ne este și exemplu suprem. Cei mai fericiți sunt cei care ascultă cel mai mult de Dumnezeu și cei mai împliniți sunt cei care trăiesc pentru ceilalți, întâi de toate și nu pentru ei. Domnul Isus este cel mai fericit cât a fost pe pământ și a pus toate darurile în folosul nostru. De aceea, zice, în Biblie va vedea o sămânță de urmași și sufletul lui se va înviora pentru că nu s-a autoadorat, pentru că nu și-a plăcut lui însuși, este adorat și acum după mii de ani de milioane și milioane de oameni care îi urmează și îi slujesc în umilință și cu scumpătate. Mai mulți ani în urmă, să fie vreo 30 la număr, în biserica de la București a venit un credincios din Scoție. Și când l-am poftit să ne vorbească, ne-a întrebat, vreți să fiți fericiți în căsătorie? Da, vrem să fim fericiți. A scos din geantă un carton de formă triunghiulară, erau trei cercuri aici scria Dumnezeu, aici spunea soțul și aici soția. Și Dumnezeu i-a spus, eu sunt de 32 de ani căsătorit și căsătoria cu soția mea a mers din an în an, cum spunea și mica mai devreme, tot mai bine și tot mai bine și tot mai bine, pentru că am îndeplinit o singură condiție și anume, cei doi să-și la inimă gândul acesta, să se apropie tot mai mult de Dumnezeu. Și când se apropie de Dumnezeu, se întâmplă minuni, minorilor se apropie și unul de celălalt. Și acum o să vă spun un lucru pe care probabil nu l-ați mai auzit niciodată. Ei, cum se spune și mai devreme, sunt din care afară de o cu toate pregătirea. Și să mai vorbim de emoțiile mari care îi copleșesc, reținând cât rețin din ceea ce spunem noi dar trag nădejde, după aceea, chiar și în luna de miere, nu trebuie să lasă să treacă luna de miere, ca să le fie miere, miere, să urmărească iarăși cu atenție ce s-a spus în toată această lucrare, mult binecuvântat, și în rugăciune, și în cuvânt, și în cântare, poezia minunată, și ce o să mai face și de aici mai departe. Niciun bărbat nu se căsătorește cu o singură femeie, și nici o femeie nu se căsătorește cu un singur bărbat. Fiecare bărbat se căsătorește cu mai multe femei. Și fiecare femeie se căsătorește cu mai mulți bărbați. Eu am avut harul cu mulți ani în urmă să ajung în mijlocul familiei minunate, Mima și Teocoman, să recunosc familia, copiii, Simon, când am fost eu la dâns și prima oară, era un copil și am fost cu el de-a lungul timpului, nu numai cu el și cu ceilalți. Era să zic, hai duci sau năzdrăvan minunați, dintr-o biserică într-alta, în slujbele de misionarism. Și în una din biserici, în biserica Sion de la Graț, l-am poftit pe Simon în fața bisericii și am chemat cu toată adunarea în numele Domnului peste el, ca Domnul să-și întinde mâna, să-i înțelepciune, să aibă pricepere, să fie în toate privințele cap și nu coadă și așa mai departe. Și am ajuns și ceasul acesta și ziua aceasta, te uiți la el și ți mai mare drag. Și frumos și prietenos și credincios și desoinic și gata oricând pentru orice lucrare bună. Dar peste cinci ani el este un alt. Și pe 10 ani va fi un altul, 15 ani altul, 20 ani altul și așa mai departe. Mihaela să știe și să-și o rezervă foarte serioasă când va spune, da, vreau să-i urmez, să-l slujez și să-l iubesc cum se cuvine toată viața. Să-i căsătorești nu doar cu Simon cel de astăzi, ci cu mai mulți Simon. Și acum și el să fie de plin încredințat că Mihaela pe care o vedem acum ce mai mare dragu cu ea, nu să fie peste 5 ani aceiași, peste 10 ani, 15, 20 și ani. Ei sunt cei care vor hotărâ în exercițiul credinței, în exercițiul căsătoriei, aventura aceasta extraordinară, cât de mult și cât de bine El vor dori pe Dumnezeu și se vor apropia de Dumnezeu și de cerul binecuvântat. Spunem Psalmul 73, versetul 28, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Când te căsătorești cu cineva, nu te căsătorești cu un Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să ne facem idoli din soți sau din soții. De aceea porunca Scripturii zice să nu ai alți Dumnezei în afară de mine când te-ai căsătorit cu cineva, ai primit nu un idol, ci ai primit un partener de viață. Dumnezeu să vă fie tot timpul sursa binecuvântată de înțelepciune, de cuvință și de dragoste. Oricât de mult ar iubi un partener, în viață sunt nu doar zile cu soare, sunt și zile cu nori, mai sunt și zile cu încercări, cu furtună, câte și mai cât. Dragostea la noi o și le azi. Odată e așa, odată mai așa. Nu mai vorbesc de soții mofturoși care își iubesc din toată inima soțiile când le prepară supa așa cum le place și când nu mai e supa cum le place, nu mai este nici dragoste și nu mai este nici altceva de felul acest. În general, sunt unii care spun eu, de când m-am căsătorit, am trecut de la nefericire la fericire, de la întuneric la lumină, de la neîmplinire la împlinire. Pentru copiii Domnului, cei care înainte să cunoască un partener și să aibă o relație cu un partener de viață, au pus la inimă gândul să-L cunoască pe Dumnezeu bine și foarte bine și El să le fie partener sau un însoțitor în călătoria vremelnică pe pământ cu perspectiva vieții veșnice, pentru astfel de oameni ei trec de la împlinire la mai multă împlinire, de la fericire la mai multă fericire, de la lumină la mai multă lumină și de la binecuvântare la mai multă binecuvântare. Am întâlnit doi pe care îi știam căsătoriți de un an și am întrebat-o pe ea la un moment dat ce notă îi dai bărbatului acestuia în calitate de soț? Și ea cu foarte mult mare înțelepciune zice, nu știu ce notă să-i dau, atâta doar pot să spun că de când m-am măritat cu el, îmi merg toate lucrurile mult mai bine. Shakespeare zice, între altele, în dragoste cifrele mor. Și în cântarea cântărilor zice, preiubitul meu e al meu și eu sunt al lui. În originalul evreiesc, cuvântul zice, dobili galilo. Este și o expresie foarte muzicală. Și lo ăla de la sfârșit se poate traduce în două feluri. Preiubitul meu e al meu și eu sunt al lui. Și în cel de-al doilea fel, zice, preiubitul meu e al meu și eu nu mai sunt. În vrăsișarea lui, nu mai suntem doi, că suntem unul. Noi conjugăm, zice eu, tu și el. Și dacă este în limba engleză, eu este un ai cu ei mare. E, după rânduiala lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Este el mai întâi, după ce ești tu, soțul meu binecuvântat sau soția mea, și la sfârșit să mai fie loc, dar el pentru un eu. Și acum, prin durerea Domnului, mă iertați că am vorbit cumva mai grăbit, ca să gospodărim timpul cum se cuvine, să vă spun trei tablete sau vitamine pentru soți și trei tablete sau vitamine pentru soții. Când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar în jurul acoperișului, ca să nu te faci vinovat să nu atragi asupra ta și asupra casei tale vine de sânge, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea, că vorbești de soți, că vorbești de soții, că vorbești de copii, este același lucru. Aceeași responsabilitate foarte mare. Cea din ei tabletă sau cea din ei vitamină, caracterul și răspunderea. Caracterul nu cade peste noi la căsătorie. La căsătorie se schimbă statutul. Necăsătorit și acum căsătorit. Caracter este ceea ce ai adunat în viața pe care ai trăit-o până aici. Caracter înseamnă să stai în picioare și la bine, să stai în picioare și la greu. Cât caracter ai adunat în viață până aici, se va vedea de aici, mai departe, în căsătorie. Timpul de nuntă este, fără îndoială, important, dar la fel de important este timpul de dinainte de nuntă și la fel de important este timpul de după nuntă. Caracter înseamnă să stai în picioare și în timp bun și în timp greu. Caracterul și răspunderea. Nu e suficient să faci bani și să aduci bani pentru familie. Soția are nevoie de mult mai mult decât atât. De un om de caracter, de un om de încredere, de un om cuvincios, de un om respectuos, cum spune în Isaia, capitolul 32, versetul 2, bărbatul să fie și un ajutor, să fie și un loc de scăpare, să fie un sprijin și o binecuvântare în toate împrejurările pentru soția lui ca și cap al familiei. Și acum să fim cu minte și simul să fie cu minte și să se ferească de bărbăția vicleană când greșește, că nu se poate să nu greșim, suntem oameni. Pământul este rotund și nimeni nu poate să meargă numai în linie dreaptă. Și când soția cu dreptate îi va reproșa una sau alta, el să nu sărăca ars și să-i spună neapărat vreo două sau vreo nouă, tu vorbești, ce, crezi că tu ești perfectă? Nu se aduce aminte ce spuneai și ce făceai anul trecut pe vremea aceasta? Și așa mai departe. Caracterul și răspunderea să fii un om de mare caracter să fii un om de frumos caracter, să-ți fie mai mare dragul pentru noi privind din afară, pentru voi privind dinăuntru și mai cu seamă pentru Domnul privind din înaltul cerului. În cel de-al doilea rând, cea de-a doua tabletă sau vitamină se numește dragostea romantică continuă. Unii se înșală amarnic gândind, îi iau soției un inel cu diamant, îi mai iau și o mașină de lux, îi mai iau și nu știu ce parfum cu nume și renume și am rezolvat problemele. Soția nu are nevoie de aceste lucruri neapărat și are nevoie de tandrețe, are nevoie de mângâieri, de încurajare și de dragoste, orice fac să faci neapărat cu gândul la ea și să te gândești câtă bucurie i-ar face dacă i-aș duce, spre exemplu, o floare sau un ghiveci, o floare care și că îi place din calea afară de mult. În cartea Apocalipsa, între altele, Domnul Iisus îi spune unei biserici, ți-ai părăsit dragostea din tăi. Nu este că dragostea ne-a părăsit, este că noi am părăsit dragostea din tăi. Și acum, Simon, și peste 3, și peste 5, și peste 7 ani, cum le mai sun eu, mergând din familie în familie, să se îndrăgostească mereu de Mihaela lui și să se căsătorească mereu cu Mihaela lui. Ai zic eu de la mine, din 3 ani, în 3 ani sau din 5 ani, în 5 ani, și să-și aducă aminte cât era inima lui de arzătoare, să vorbească cu ea, să se întâlnească cu ea, să se sfătuiască cu ea, să o privească, să fie foarte atent la toate lucrurile și așa mai departe. Dragostea romantică, de a să fie o dragoste continuă. E și în cel de-al treilea rând, Simon să învețe și împreună cu el noi toți să asculte. Spune în proverbii, în capitolul 18, versetul cu numărul 13, cine răspunde înainte să asculte, face o prostie. Și mai zice că după aceea suportă neapărat consecințele. Mihaela trebuie ascultată și trebuie privită cu multă atenție și foarte atenți să fim la glasul ei, tonul glasului ei poate să spună una, să spună alta, să fim foarte atenți la gestica ei, să nu fie, cum se sunea mai devreme, soțiile doar acceptate, o soție acceptată pierde 90% din bucuria căsătoriei, soțiile să fie respectate și apreciate. Trei tablete sau vitamine pentru bărbați, pentru soți. Trei tablete sau trei vitamine, în special astăzi, pentru minunatul și mult binecuvântatul nostru Simon, dar acum a venit vremea și pentru Mihaela, minunata și binecuvântata noastră, Mihaela și binecuvântata mireasă a lui Simon. Întâi și întâi de toate, pune în mișcare potențialul tău de viață. Eva înseamnă viață. Și nu avem în vedere doar în nașterea de copii un mare har, ci avem în vedere și viața pe care Mihaela o poate insufla soțului ei, admirându-l, respectându-l, Fiindu-i aproape, mai cu seamă, în momente delicate sau sensibile, și încurajându-l, ajutându-l să-și împlinească potențialul, femeile au acest mare har și mare dar de binecuvântare, își pot înălța mereu și mereu soții, încurajându-i la tot ce iese bun frumos, plăcut și desăvârșit la ceea ce vine din cer ca dar de binecuvântare din mâna Domnului. Dar tot femeile au în ele și potențialul acesta de a-și distruge bărbații insultându-i, vorbindu-le mânios, privindu-i mânios, neglijându-i, disprețuindu-i și altele de felul acesta. În al doilea rând, cea de-a doua tabletă, vitamină foarte importantă, niciodată să nu faci greșeală aceasta criminală de a-l compara cu alt bărbat sau cu alți bărbați. Uite bărbatul acela, cum se îmbracă, cum vorbește, ce slujbă are, și altele câți bani câștigă și câte și mai câte. Niciodată și niciodată ce din potrivă, tot ceea ce face bun, că este lucru mic sau mare, să fie tot timpul neapărat binecuvântat. Și pentru ea, și pentru toate soțiile din adunare de astăzi, și pentru toate fetele, dar și pentru noi. Este porunca Sfântului care zice orice laudă și orice ce faptă bună, aceea să vă însuflețească. Și în cel de-al treilea rând, cea de-a treia tabletă, vitamină pentru Mihaela, el, Simon, bărbatul pe care ți l-a hărăzit, Domnul, din veșnicie în înțelepciunea lui, să fie tot timpul necondiționat primul și primul și primul în inima ta. Poate veți primi prin Harul Domnului copii și familia se va mări. Unele femei în căsnicia lor fac păcatul acesta nemaipomenit pomenit cu consecințe foarte serioase și anume vin copii și toată afecțiunea se îndreaptă și se revarsă spre copii. Și soții sunt de neglijați, copiii pleacă, soțul rămâne. Să-l cinsim, să-l prețuim și să fie tot timpul el, întâi de toate, pe locul din tâi, în inima noastră, omenit și vorbind. Frumoasă a mea să plec odată, mai mulți ani în urmă de aici, de la Timișoara, chiar de la biserica aceasta, Elim, fratele Nelu, trebuie să-l pomenesc, mi-a făcut un cuvânt de critică, n-ai mai fost de multă vreme pe la noi și ți ar sa bine să vii iarăși și iarăși ca să mai răscum nisel vremea. Și merg spre casă, de aici până la București, pe vremea aia, făceam vreo 8 ore, 8-9 ore și timp suficient să vorbești cu Domnul, să vorbești cu Îngerul Păzitor, să cânți și așa mai departe. Și la un moment dat, Duhul Domnului îmi spune, când ajunge acasă, după ce vă îngenuncheați și mulțumiți că ajun ai ajuns cu mine, să-i spui soției tale că nu este nimeni, nimeni, nimeni în lume mai important decât ea și după ce să-i spui neapărat că o iubești din toată inima. Și acum am ajuns acasă și frumoasa mea nevastă ședea în canapea, avea decorectat lucrările ei de control, după ce am salutat-o, ne-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului că am ajuns cu bine, după care îi spun, am ceva foarte important să-ți spun. De ea din calea afară de simpatică zice, ne-ai predicat unde ai ajuns, pe unde ai fost, trebuie să mă împredi și mie neapărat. Și i-am spus, este de la Duhul Sfânt. Predică, ne predică, este de la Duhul Sfânt. Ei zice, dacă de la Duhul Domnului, te ascult, spune -mi. și am spus, să fii de plin încredințată că nu există nimeni, nimeni, nimeni pe pământul acesta în inima mea și în viața mea mai important de cum știu. Că așa spune cuvântul Domnului. Separare și alipire va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Nu că îi va lăsa, ei va abandona, le va întoarce spatele, nu vor mai fi ei cei mai importanți și cei din tâi în viața lui ca bărbat, dar și la ei este același lucru. Și dacă sunt pomeniți părinții, cei mai importanți, ceilalți se subînțeleg. Că vorbim de frați, de colegi, de mai mari, prin biserici, pe la serviciu, nu mai vorbesc de toți buni, nu știu ce sportiv, nu știu ce cântărez, nu știu ce... și așa mai departe. Și se va lipi de nevasta sa principii binecuvântate separare și după aceea alipire. Și în sus și că te iubesc din toată inima. Duhul Sfânt știa foarte bine ce avea în momentul acela cel mai mult nevoie inima ei. Și ei și de aici o lacrimă, ei și de acolo o lacrimă. A fost o îmbrățișare, a fost o salutare și de aici mai departe o prietenie mai frumoasă și o căznicie și mai binecuvântată. Prietenia ține căsătoria și nu celelalte lucruri, relațiile intime, de exemplu, care și-au și ele în sălătatea lor, nu mică. Și prietenie înseamnă două suflete care se unesc și care merg împreună cu inimă bună înspre același loc, adică înspre Ierusalimul Ceresc. Și pentru că prietenia este o floare rară, trebuie tot timpul îngrijită cu foarte multă atenție, trebuie tot timpul odată cu darul binecuvântat al credinței care lucrează numai și numai prin dragoste. Ei vor să aibă o căznicie de nota 10 și pentru asta trebuie să citească ei și noi împreună cu ei ce scrie în proverbe capitolul al treilea, de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Cum spune pastorul Von mereu și mereu, de ce să-ți fie căsnicia bună când poate să fie foarte bun Dar de ce să-ți fie doar foarte bună când poate să fie neapărat excelentă, adică binecuvântată și pe pământ și în ziua aceea minunată și în veșnicie. Amin.